Într-un moment mi-a fost milă de satul meu. Am un frate care trăiește mai la nordul Republicii și el venea cu niște exemple de primării frumoase de acolo. Adică, iată, s-a făcut un luminat strada sau s-au unit oameni într-o colectivitate și se ocupă cu ceva sau iată un ONG este care lucrează. M-a însuflețit ca lucrurile astea să le facem și la noi în comunitate, în sat. Este printre primele proiecte la care am participat și l-am luat, într-adevăr, l-am luat aproape de suflet. Am învățat foarte multe lucruri, ca și orice primar, adică vedeam lucrurile cantitativ. Chiar și o audiere publică mă interesa să fie cât mai mulți oameni, dar nu mă interesa atunci calitatea, adică ca să fie reprezentativ, să fie și femei și bărbați, să fie diferite, oameni de diferite vârste. Adică dacă veneau 100-150 de oameni era minunat, dar după proiect am început să studiez fotografiile sau înregistrările și vedeam că într-adevăr femeile nu își expun punctul de vedere, ele nu participă la procesul decizional și a trebuit să găsesc soluții ca să le implicăm. Doamnele veneau la grădinițe și spuneau că nu este complicat să ieșim de pe străduță, pentru că, într-adevăr, acolo e glot. Să spunem așa direct, e glot. El nu s-a reparat niciodată drumul acela. Și le-am lăsat pe dânsele ca ele să unească și după asta le-am spus că sunt soluții și putem să hotărâm întrebarea. Le-am lămurit cum. Trebuie să fiți prezenți toată străduța dumneavoastră la audieri publice, spunem problema înaintea consilierilor și împreună să hotărâm cum o să cheltuim și unde o să cheltuim banii. Doamnele s-au unit, au venit la audieri publice și într-adevăr drumul lor este făcut. Este prima porțiune de drum care s-a reparat anul acesta. Am fost foarte impresionat. Pentru că o soluție când o găsești singur, o păstrezi și să o dezvolți în continuare. S-au schimbat multe lucruri. În primul rând s-a schimbat abordarea față de cetățeni sau față de unele lucrări. Dacă până acum la o construcție nu se atragea mare atenție la o scăriță sau la o barieră, la momentul actual noi ne stăruim că nu le mai facem, pentru că ne dăm seama că sunt persoane cu nevoi mai speciale care pentru noi această barieră de 8 cm sau această scară de 10 cm 8 nu e nimic strașnic, dar pentru cineva asta este o barieră care e posibil și nici nu poate să o treacă. Practic, noi am învățat singuri de la noi. Au fost mai multe încercări. Cele mai grele a fost totuși pandemia cu COVID, pentru că a trebuit să găsim unele soluții de a ne întâlni cu cetățenii. Nu toți din comună practică metodele acestea de legătură, adică Zoom sau unele rețele de socializare. De aceea, soluția a fost ca să ne întâlnim pe străduțe cu 5-6 oameni și astfel să luăm tot satul, adică să informăm, să vedem care sunt nevoile și să ne învățăm și pe pandemie să activăm.